Au circulat zvonuri referitoare la despărțirea lor după ce au anunțat că au amânat nunta. S-a mai spus că Irina Stase i-a cumpărat soției un apartament de 100.000 de euro. Însă ceea ce puțin știu e că Ioana a intrat cu o zestre considerabile în această căsnicie. Puține femei se pot lăuda cu faptul că au intrat cu zestre într-o căsnicie. Ioana, soția lui Ilie Năstase, este una dintre ele. Și dacă tot s-a speculat faptul că ar fi primit un apartament de la soțul ei, într-un complex rezidențial cu prețuri piperate, iată că lucrurile nu stau așa. Nasti nu i-ar fi cumpărat nicio casă. Apartamentul pe care îl are în complexul din stațiunea Mamaia este cumpărat de anul trecut. Mai mult, este și vecină cu Brigitte Pastramă. Dar Ioana mai are încă două apartamente în Constanța. Unul cumpărat în perioada căsniciei, iar celălalt după divorț. Dar asta nu e tot. Bruneta conduce și mașini în valoare de peste 200.000 de euro. Am știut că într-o zi gândul va întâlni sufletul. Am știut că există, azi mă bucur că ești și tu. În urmă cu doar câteva zile, Ioana și Ilie Năstase au sărbătorit primul an de relație. Inițial, tot luna asta trebuia să aibă loc și nunta, dar pentru că nu ar fi fost timp suficient pentru organizarea evenimentului, se pare că vom dansa la anul, la petrecerea lor. Cu toate astea, Nasti a știut de la începutul relației că Ioana va fi aleasa lui. Ziua în care ne-am cunoscut, în august, la Mamaia, 8 august, și ziceam că ar fi frumos să facem în acea zi când ne-am cunoscut. Aia da, nunta, dar momentul cu cererea, l-ai gândit așa, ai făcut vreo regie, te-ai așezat în genunchi? Nu, a fost natural, am plecat în străinătate undeva în vacanță și am zis că e momentul, eram și cu fetița mea cea mică, da. Și am zis că e momentul să fac aia serioasă, că ne sărutate am zis, eu nu m-am crezut. Și a fost plăcută, o surpriză plăcută. Și l-ai ținut în suspans sau ai zis da imediat? Nu, ce să mai țin în suspans? Nu mai era cazul. Ai făcut tatuajul, te-ai tuns? Da. Deci redescoperim un Ilie altfel, nu mă croia, altfel decât îl știam noi. Da. Nu mă credea că i-am trimis de la Monaco, i-am trimis poză. Și, și a zis că e de la... Da, vorbea cu nepotul, cu cum îl bebe Ștefan. Uh-huh. Vorbea, zice, uite, asta cu creionul și-a făcut asta. Că... să ne de la The Watch? Da, spune-i dermatograf. Păi, am crezut că ne păcălești. M-am gândit că ți-ai scris cu pixul. Dansăm cu ea, nu mai...